Preventoriul TBC pentru copii din Bușteni, de altfel singurul din Prahova, a fost închis astăzi la decizia Ministerului Sănătății de a-l transforma în azil de bătrâni. Cei 51 de copii au fost evacuați din clădire, iar soarta la mai bine de jumătate dintre ei este incertă. În momentul de față, în țară, mai există doar două unități spitalicești de acest gen. Aveți grijă aici cum urcați, da? Hai, luați loc aici, uite. Preventoriul TBC pentru copii din stațiunea Bușteni era casa celor 51 de suflete. Majoritatea tinerilor stăteau aici de la vârste fragede, iar despărțirea de personalul care îi îngrija a fost grea. Cei mici nu au înțeles de ce trebuie să se despartă de colegi și de ce trebuie să-și ia adio de la asistentele, care le-au fost ani buni prietene și mame. 20 dintre copii au fost preluați de 3 ambulanțe SMURD și transportați la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București și la o casă de copii din Giurgiu. Vom transporta cu mașini de transport personal și victime multiple. Cu două mașini vom transporta câte 6 copii, în total 12, la Institutul Marius Nasta din București și vom mai transporta 8 copii cu o mașină la o casă de copii din Giurgiu. Okay, ce spun copiii, cum se prezintă, cum sunt? Am văzut câțiva plângând. Sunt foarte atașați de cele care i-au îngrijit și sunt triști că vor fi transportați de aici. A fost cumplită. Eu nu vreau să mă exprim vis-a-vis de copii, copiii cei micuți. Nu au înțeles foarte bine ce li se întâmplă, dar ați văzut, ați filmat salvări și așa mai departe. Situația este cumplită. Ați fost ca o familie aici? Am fost ca o familie, copiii cred că au fost, deci din punctul meu de vedere au fost bine îngrijiți. Probabil pe unii ați ascultat, dar fiind micuți așa mai departe, sper să fi fost mulțumiți și să acolo unde merg să aibă aceeași grijă și să se atașeze oamenii și să se iubească. Copiii au nevoie de acest preventoriu și de îngrijire specială? Au nevoie în primul rând de îngrijire, au nevoie de alimentație, au nevoie de medicamente și de un mediu, că rolul preventorului este de prevenție. Pentru ceilalți 31 de micuți nu s-a găsit încă o soluție. Rudele și părinții au fost anunțați că astăzi preventoriul din Bușteni trebuie liberat. Oamenii s-au conformat, însă nu știu ce vor face de acum înainte cu micuții care au nevoie de un tratament adecvat, costisitor de altfel, și de o serie de condiții specifice recuperării respiratorii. Ei n-au nicio posibilitate acum decât să le acorde statul un ajutor, dar nu văd. Părinților n-au decât un ajutor social. Părinților n-au posibilități. Au dat asta de 2 milioane un ajutor social. Nu știu ce-o face cu ei. Deci școala i-a deranjat de la școală. Nu știm unde sunt, încotro să ne ducem și cui să ne plângem. Când ați fost anunțați, practic, că trebuie să-i luați? Ieri după amiază. M-a sunat doctorul de familie și după aceea doamna directoare. Cam cât costă, doamnă, tratamentul pe lună? Foarte mult, și 3-4 milioane de copil. Vă dați seama. Aici, practic, copilul avea și parte de îngrijiri. Și parte de îngrijiri și foarte multă educație. A avut o doamnă directoare care s-a ocupat extraordinar de mult, s-a implicat foarte mult. Deci nici nu am văzut. Pe unde am fost, nu am văzut. Un om care se ocupe atât de mult. E vorba de un caz social care nu are părinți și protecția copilului de la Ploiești îi găsește în funcție de școala de aici, din Bușteni, cel mai apropiat loc de plasament. Desființarea preventoriului TBC pentru copii din Bușteni face parte din procesul de reorganizare al unităților sanitare demarat de Ministerul Sănătății. Aici ar urma să se deschide peste 3 ani un azil de bătrâni. În momentul de față, în România mai sunt doar două preventorii pentru copii, unul la Ilișoan, Bistrița Năsăud, iar celălalt la Deleni, în Iași.